Salutare! Dacă aveți în curtea voastră brăduți de genul celor de la Tuia și au început să-și piardă verdele și să se îngălbenească, să se usuce, haideți să vă arăt ce ar trebui să faceți. Eu o să folosesc un amestec din apă și soluție lichidă de sare amară, cumpărat din comerț. Trebuie să aveți o sticlă cu pulverizator. Eu am folosit o sticlă de la un detergent de spălat geamuri pe care am curățat foarte bine sticla. O sticlă are un litru, un apă rece, trebuie umplută toată sticla cu apă rece, cam un litru de apă. Cam asta e cantitatea, la care o să adaug, sticla trebuie agitată destul de bine înainte de a fi folosită soluția și ar trebui adăugat un căpăcel de apă de soluție la un litru de apă, îmi cer scuze. Ținând cont că brăduțul tuia care l-am în curte e destul de uscat, probabil din cauza condițiilor care au fost în toamna asta, o să fac o soluție puțin mai concentrată. Și ăsta este brăduțul în cauză pe care vrem să salvăm, pomișorul tuia. După cum vă uitați, este destul de îngălbenit din ce se vede. Probabil ceva nu i-a priit sau nu-i priește în continuare. Și o să folosim soluția lichidă preparată, pulverizând de la vârf până spre rădăcină. Trebuie pulverizat foarte bine tot brăduțul